ca de obicei. Trebuie să găsim ceva pozitiv în tot ce ni se întâmplă rău în viețile noastre, nu? Așa este. Astăzi, la judecătoria sectorului 3, nu, s-a cerut judecare, nu? În caz de urgență a dosarului privitor la stabilirea domiciliului la mamă a lui Bahmu. Așa, da. Că nu mai știam, nu? Am pierdut firul. Se întâmplă foarte mult. Într-adevăr, s-au întâmplat foarte multe astăzi. Dar și tu ai cerut un ordin de protecție împotriva fostului tău soț. O să vorbim și despre asta. Știu că m-am întâlnit cu prietena ei, cu Camelia, zilele trecute și chiar era foarte așa agitată, era supărată. La voi în fața aici a fost. Dar Camelia a fost și la noi în direct, prin telefon, într-o seară. Dar a fost zilele trecute, nu știu, am fost eu la alte emisiuni la voi aici și era foarte supărată și foarte afectată de ceea ce se întâmplă și nu știu, așa, prin prisma alegerilor care se fac acum și că suntem cu toții împinși de la spate să votăm cu ăla, să votăm cu ăla. Chiar nu există respectarea, nu se poate respecta legea în țara asta? Chiar nu există punerea în aplicare a legii? Chiar trebuie să se ajungă la niște lucruri de genul ăsta în care acești copii să fie privați de... Din păcate, da, eu am avut ocazia să vorbesc astăzi cu Adriana Baguțeanu în direct. Am avut așa o discuție de unul la unul și este foarte stresată, supărată, obosită. E lesne de înțeles. Este o mamă care își dorește copiii alături de ea, copii care sunt ținuți practic ostatici într-o casă unde părintele lor nu mai trăiește, nu mai este în viață, de niște oameni care nu sunt reprezentanți legali ai acestor doi minori. Adriana își cere drepturile, este absolut normal. Ea a cerut instanțe de judecată pe calea ordonanței președințiale stabilirea domiciliului minorilor, lucru care astăzi nu s-a întâmplat. Ea a primit termen pentru ziua de luni. Păi asta știu că... Domiciliul nu s-a stabilit. De-aia am zis că nu, că știu că a fost cumva domiciliul mai spate. Domiciliul minorilor nu s-a stabilit astăzi. Acesta va fi stabilit, se pare și se dorește din tot sufletul cât mai repede, pentru că de aceea se numește ordonanță președințială. Se pare că luni ar trebui să se stabilească acest domiciliu. Adriana, de asemenea, și-a exprimat și dorința de a locui în casa unde ei, în casa defunctului până la urmă. Oriunde, să locuiască pentru bunăstarea... împreună cu ei, pentru binele copiilor. Păi bineînțeles, că doar nu pentru binele ei, că Doamne iartă, mai are unde să stea, nu? Are unde să stea, dar pentru binele copiilor, pentru ca ei să nu sufere de aceste mutări permanente și așa, e în stare să se mute și acolo. Bine, nu e rău, nu e locație rea, adică nu e un sacrificiu. Andrei, tot e ceva. Dar să te muți din casa ta și te duci într-un alt loc. Bine, până la urmă ar fi în stare să facă orice sacrificiu, numai de dragul și pentru binele copiilor. Este totuși strigător la cer. Toată lumea spune, de la avocați până la oameni care nu au nicio legătură cu acest subiect, care pur și simplu privesc din exterior tot ceea ce se întâmplă, că nu este normal ca doi copii să nu stea în brațele mamei lor și să nu... Să nu fie lăsați... Să fie privați de atenția ei, mai ales în situația de față prin care ei trec și în care sunt supuși unor traume foarte mari. Adică nu... Ei nu mai au niciun fel de reper în momentul ăsta. Adică eu nu cred că frații lor pot să substituie... Să o substituie pe mama. E clar lor. Că nu se poate și lucrul acesta. Cred că ar trebui totuși să ajungă la un numitor comun. Nu vine să cred că... când am discutat despre asta? Săptămâna trecută? Trecută. Păi exact a trecut o săptămână în care copiii ăștia nu știu ce fac acolo. Nu știu singur. Nici ei ce au de făcut. Că asta e cel mai rău. Nu știu dacă merg la școală, dacă și-au reluat activitățile... Am tot văzut că au tot ieșit tot felul de într-o săptămână de când personaje dubioase din casa într-o aia. Într-o singură săptămână în care copiii și-au pierdut tatăl, Adriana nu a putut să-i vadă decât preț de câteva minute, nu a putut să vorbească mare lucru cu ei. În schimb, ea a spus despre copii că sunt foarte confuzi și că efectiv sunt într-o stare în care ea nu-i recunoaște. Da, și din păcate copiii sunt singurii care suferă în toată această situație, așa cum și tu ai spus. Trecem de la acest subiect însă și puțin către viața ta, Alina. Nici la tine lucrurile nu sunt tocmai roz. Ce s-a mai întâmplat în cazul dintre tine și fostul partener? Știu că ai cerut un ordin de protecție în ceea ce îl privește. L-ai obținut? Eu nu am cerut, Nati, un ordin de protecție. Sau că doreai să-l ceri? Sau că... să fac o plângere pentru hărțuire. Practic să-i aduc la cunoștință că nu aș vrea să mă mai contacteze fostul meu soț, mă rog, actualul încă în acte. Voi încă n-ați reușit să divorțați? Nu, pentru că v-am spus data trecută, la noi termenele în instanță se dau, uite, cum vedem și în cazul Adrianei, cam când vor judecătorii așa să le pună. Ce spunea Alina în mesaje?
Pentru că tu ai spus că te contacta foarte des și că devenise oarecum, sau a devenit. Din păcate, Andrei, starea mentală, emoțională, sentimentală, nu știu, psihică a fostului meu soț, pentru că este fostul meu soț, de fapt, pentru că m-am despărțit în fapt de el și am ales să stau departe de el, s-a degradat în perioada aceasta în care el a fost, și nu știu dacă mai este încă, în arest la domiciliu. Eu am încercat să-l susțin cu cât am putut eu la începutul acestei perioade. El a devenit tot mai insistent, mai insistent. Insistent să ce? Să vă vedeți? Sau... Să ne vedem, să vin la el, să-l vizitez, să-l ajut, să-l sprijin. Din multe puncte de vedere pe care n-aș vrea să le spun aici. Și prefer să le țin pentru mine, pentru că eu nu vreau să fac circ. Eu nu am venit aici să fac circ, nu am vrut să apar pe nicăieri. Eu am vrut să-mi protejez mie viața mea. Uh-huh. Nu am vrut să dezvălui motivele reale ale despărțirii de el. Eu nu am plecat în niște termeni buni din casa lui și din căsnicia aceasta. Am avut parte de agresivitate fizică, de violență domestică, cum ne place nouă să spunem așa, în mediul ăsta social. Nu am vrut să dezvălui aceste lucruri. Arătând, ai vrut să păstrezi o aparență, nu? Am vrut a relației voastre frumoase. Să termin niște termeni amiabili. Prin intermediul avocatului meu și al bunului meu prieten Florin, care chiar s-a ocupat de el și l-a vizitat și i-a dus și avocat ca să-l reprezinte. L-a ajutat, practic, l-a ajutat foarte mult. L-am rugat să nu mă mai contacteze, pentru că acum două săptămâni și jumătate, cam așa, a fost un episod în prin care el ne-a amenințat că și-a viața. Oh. Pe mine și pe prietena mea bună. Și eu am intrat în panică. Acest lucru... Te-ai speriat. M-am speriat foarte iubit, tare. Nu? L-am trimis pe tatălui acasă la el. Omul s-a speriat foarte tare. În momentul în care a ajuns de pe telefonul tatălui lui, mie mi-a trimis un cuțit și pastilele pe care urma să le... Ia. Vai. M-am speriat foarte tare. De la ora 11 seara până la 6:40 dimineața am stat pe telefon cu el. Luase deja foarte multe pastile. Mie mi-a fost frică să merg. Am stat de vorbă în noaptea aia și cu... Până la urmă ți-a fost frică pentru mi-a viața fost frică ta. Pentru că eu știu ce se întâmpla în momentul în care el intra într-o criză de... El are un diagnostic pus de psihiatru. Oh. Din păcate, îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre lucrurile astea, dar am fost forțată de împrejurările acestea, pentru că eu nu vreau să mă mai contacteze, nu vreau să mai vină la mine acasă. Înainte să fie reținut la domiciliu, stăteam în fața blocului la mine, am mesajele, le-am arătat organelor de poliție. Ți-a fost frică că el se va sinucide, că își va lua viața? Sau că... Și mi-a fost frică că îmi va face mie ceva. Că îți va face ție. Pentru că... El spunea foarte multe în momentul în care se supăra și în care aveam aceste divergențe și în care el devenea agresiv în timpul căsniciei noastre. Nu am vrut să vorbesc despre aceste lucruri pentru că mi-e greu să vorbesc despre viața mea. Sunt un om care nu practică circul mediatic, nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri. Mi-aș dori doar să fiu lăsată să-mi fac viața mea, să nu mai stau cu grijă că vine la geamul meu, eu stau la parter, balconul meu dă într-o grădină, am mai avut acces, am mai urcat pe ți balconul frică, ăla. Efectiv, îmi este frică, nu vreau să fiu pusă în situația în care să tremur de frică în casă, pentru că el poate avea o criză și poate să vină peste mine. Eu arătând mesajele lui, organelor de poliție și pe această cale le mulțumesc celor de la Poliția Voluntar, domnului agent șef Marcu, care m-a tratat extraordinar și a stat ore în șir cu mine și a văzut foarte clar toate mesajele. Astea sunt sute de mesaje. Nu, trei mesaje. Mesaje în care îți cere să-l ajuți sau mesaje în care, nu știu, te amenință? Mesaje sau... în care nu mesaje m-a amenințat niciodată. Obsedat de tine? Adică eu nu am avut amenințări de genul vin și îți fac ceva rău. Nu. Uh-huh. Și repet acest lucru. Departe de mine să-l... Da, dar tot comportamentul lui te face să te gândești la asta. În toate mesajele își cere într-un fel ajutorul, nu? Ajutorul, să fii lângă... da, ajutorul, dar într-un mod obsesiv.
adică el înainte să fie reținut, venea, stătea noaptea în fața blocului la mine, trebuia să-l mintă prietena mea că este mama la mine, că este fata la mine, a vrut, a venit la ușă, mă urmărea pe străzi, stătea pe strada mea. Nu. Și ce-ți spunea în momentele alea? Că te iubește și că nu vrea să... fie cu mine, da, că nu, el nu poate să trăiască fără mine și că eu trebuie să vin, că sunt soția lui și că am obligația să vin acasă și că el vrea. Trebuie să înțeleagă că eu nu vreau să fiu cu el. Și în lumea asta, în societatea asta, avem dreptul să fim eliberați de o persoană pe care nu mai vrem în viața noastră. Mai ales că, atenție, dragii mei, nu e vorba de iubire. E obsesie. Nu, este vorba de o nevoie. Acest om pe mine m-a luat dintr-o nevoie, nevoia lui. El avea niște probleme de dinainte să mă cunoască pe mine, probleme cu datorii, probleme cu probleme psihice, cu tratament, probleme cu oamenii din jurul lui și m-a luat ca pe o țintă, am fost o țintă. Dependențe de medicamente, nu? De aceste medicamente, eu n-am știut lucrurile astea. Foarte târziu le-am aflat, am aflat că de la nașii noștri de cununie, că a cerut o sumă foarte mare în ianuarie, am aflat după 6 luni de zile, m-au sunat oamenii ăia să-mi ceară banii. Despre eu ce care sumă n-am e avut vorba, Alina? De 100.000 de euro, Nati, în ianuarie. Și să afli... A cerut banii de la cine? De la nași? De la nașii noștri de cununie. Și el ce ți-a spus în momentul în care a aflat că... Păi eu l-am confruntat și am spus, măi, m-au sunat nașii, uite, și vor... Ai luat bani de la ei? Adică mie nu venea să cred. Nașii au dat banii aceia? Eu da, au pentru mine, că aș fi avut eu nevoie. Păi dar ei nu te-au confruntat pe tine? Nu, păi asta le-am spus, de ce nu m-a sunat pe mine? Adică păi tu dai o sumă de bani... Păi nu, că el a vrut să te ajute pe tine... cu ceva, cu bani și am spus, domne, au avut puțin încredere în ce a spus el până stați la puțin, urmă. Eu nu știu despre ce vorbiți. Și i-am confruntat pe toți, am pus la telefon pe toți și el mi-a recunoscut, dar ce voiai să spun, aveam nevoie. Pe cine voiai să bag? Asta înseamnă o căsnicie, asta înseamnă să iubești pe cineva? Mai sunt și alte sume de bani pe care le datorează altor oameni, poate chiar și periculoși, care nu știu te sună. Dacă sunt adevărate lucrurile astea, nu pot să vorbesc despre ceva ce nu știu. Eu nu, știu ai fost sunată și de altcineva în afară de naș, asta te întreb. Nu, că am auzit că el vorbea, nu pot să spun și nu vreau să vorbesc urât despre el. El nu a înțeles. Reacția lui de astăzi, pe care a dat-o la voi, la Acces Direct, a fost total aiurea. Adică el nu înțelege că eu am vrut să-l ajut, eu am stat lângă el un an și jumătate. Dar ce a spus despre eu tine? Am fost trup și suflet lângă el. Eu am stat cu el până la 4 dimineața să stăteam să rezolvăm probleme, să vorbesc cu el, să-i dau curaj, putere. Eu nu aveam aceste obligații față de el. Eu nu m-am născut obligată față de nimeni. De ce anume te-a acuzat? Ai spus că ai intrat astăzi la Acces Direct și că a spus... Nu mai contează, Andrei. Oricum pe mine nu mă interesează părerea nimănui. Eu sunt o femeie foarte puternică. Eu pot să țin piept oricărui bărbat și oricărei bătălii de bărbați, sau cum se numesc ăștia din țara asta. Pentru că pe mine nu mă poate pune nimeni jos și nimic. Eu sunt foarte puternică și eu am venit și la voi, și la Acces, și unde am fost invitată, în special la voi, să vorbesc despre curajul de a pune punct unor relații toxice în care noi femeile suntem folosite, suntem luate de proaste. Da? Suntem luate de proaste. Că inima asta bună și empatia asta, vai, are copilul mic, vai, săracul, vai, i-a murit mama, vai, ea nu știu ce i s-a întâmplat. Nu! Nu mai trebuie să avem milă. Trebuie el să vedem clar cu cine avem de-a face, pentru că sunt foarte mulți escroci pe străzi și foarte mulți oameni nevindecați. Îmi pare foarte rău că vorbesc așa despre el. Ar trebui să mulțumească pentru tot ceea ce am făcut pentru el și nu să vină cu reacții de genul acesta. El pentru că eu nu mi-am făcut niciun rău. Niciun rău. Marina, a spus că nu te-a fi amenințat. Și păi că nu m-a amenințat. Deci a spus că iubire. A amenințat. N-a vrut să se sinucidă, a zis, că păi el dacă, încerca să... Andrei, dacă oamenii de la poliție, când au văzut mesaje, au zis, doamnă, păi vă încadrați la ordin de protecție, că ce e hărțuire? Eu nu pot să vă las, pentru că eu nu pot dacă să-mi mai continua, că vine peste Alina, dacă va mai continua cu mesajele și cu hărțuirile... Îl ia poliția direct. Îl ia poliția. Îl ia poliția. Nu știu dacă se va prelungi în instanță luni, o să trimit avocatul, pentru că eu am un alt termen în alt dosar la judecătoria sectorului 1, ceva de mai din spate, de cu alt soț. Cu alt soț. Care tot așa, că zici că sunt într-un film prost. Și o să meargă avocatul meu. Nu știu dacă se va prelungi. Oricum rămâne plângerea penală pentru hărțuire, pentru că acolo sunt sute de mesaje pe care eu le-am pus la plângerea penală pentru hărțuire.
și el va fi chemat și audiat. Tu spuneai că ți-e frică să și dormi și să stai singur în casă, dar nu știu, ție ceva măsuri de precauție, nu știu, spuneai că fiica ta locuiește. Firmă de pază, mi-am angajat o firmă de pază, am alarmă, dar nu trebuia să trec eu prin așa ceva. Normal. Mama mea și copilul meu n-au știut până ieri lucrurile astea. Au aflat de la televizor, ele stau cu tine în casă? Nu, le-am spus înainte. Nu. Stau la casele lor, fiecare. Dar nu am vrut ca mama mea să fie supărată și să facă atac de panică la 70 de ani. Eu nu i-am făcut tatălui lui niciun rău, dimpotrivă. N-am știut cum să-i primesc și de Crăciun, toată familia, și de Paște, și să gătim, și să facem o familie frumoasă. N-am știut cum să mă raportez mai frumos la copilașul ăla frumos al lor, al lui și al fostei soții. Păi tu îi faci copilului meu așa ceva? Tu dar nu vrei să mă lași în pace pentru că ai nevoie să te ajut eu pe tine? Pentru că tu vrei să te primești la mine în casă? Pentru că nu ai unde să te duci sau nu știu, nu ai ce să faci? Alina, dar cu fosta soție ai încercat să discuți și să vorbești? Este o femeie extraordinară. Am vorbit cu ea. Și pe ea la fel de mult a hărțuit-o după despărțire? Nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea. Că dacă e un pattern, înseamnă că omul nu are vreau, nu, clar nu, de nu mi-a spus femeia lucrurile astea. Este o femeie extraordinară, nu are nicio legătură ce tablou îi zugrăfise el. Cu cine este femeia asta cu adevărat? Este o femeie extraordinară, o femeie muncitoare, o femeie care își iubește foarte mult copilul. El are niște probleme reale și cred că ar trebui să se gândească foarte serios, să meargă într-un centru special și să stea acolo o perioadă să primească tratament adecvat, pentru că el nu este ok. Nu este ok și crizele astea mai și... Mai ales că dacă spui că are și un diagnostic din partea... Da, are un diagnostic de la psihiatru, despre ce vorbim. Despre și să-și vadă de treaba lui. Despre nevroză cu ceva episoade psihotice, am înțeles. Este un diagnostic. Îmi pare rău că vorbesc despre aceste lucruri. Nu am vrut. Am vrut, ați văzut cât de pe pace am ai venit eu la voi. Discretă, și într-adevăr. Am vrut să fiu discretă. Vreau să fiu lăsată în pace. Vreau să mă lase această persoană în pace. Nu-mi place de el. Nu-l vreau. Nu-l iubesc. L-am iubit foarte mult. Am crezut că este... altă persoană atunci când l-am cunoscut, mi-am dat seama de ce vrea să facă cu mine, că am fost o țintă, că a vrut să mă escrocheze din toate punctele de vedere și să mă folosească. Vreau să mă debarasez de această persoană. Uite, dacă se uită acum la tine, transmite un mesaj în cameră. Ce să-i mai transmit? Te rog frumos să mă lași în pace, să uiți că tot ai spus că vrei să uiți că exist. Chiar te rog să... Unde vrei să mă uit? Aici? Uite unde e luminița roșie. Se uită la tine. Roșie. Zi să te lasă în pace. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Vezi, mămică, de treaba ta acolo. Tu te la doctor. Lăsați-mă în pace, vă rog frumos toți, că nu știu unde v-am găsit. Știi, bine v-am găsit, prost am nimerit. Zâmbești, dar nu e zâmbetul tău și știm că treci prin o situație destul de complicată. Păi fac și eu haz de necaz, Andrei. Că ce uite, ne-a mai rămas de făcut, nu, Alina? Ce să facem? Eu Doamne. Sunt o persoană foarte puternică, sunt foarte rezilientă, am înțeles, e vina mea, nu vina lui, dintre toți oamenii care mă curtau la vremea respectivă, l-am ales pe la cel mai bun. Adică... Doamne ajută să se așeze lucrurile și în Doamne cazul ajută. Tău. Bine, să fii bine, să fim bine cu toții. Îți mulțumim, Alina, că ai venit în acest